Salut! Miniserialele sunt o posibilitate excelentă să urmărești o istorie multilaterală fără a o întinde pe ani de zile, așteptând continuarea sezon după sezon. Câteva episoade vor fi suficiente pentru a savura din plin atmosfera din acest tip de producții și a face cunoștință cu personajele și caracterele acestora. Astăzi am pregătit pentru tine un clasament cu cele mai noi și interesante miniserii lansate în anul 2020, din care aproape toate au fost finalizate. Deci nu va fi nevoie să aștepți pentru a afla cu ce se va termina istoria începută. Abonează-te pe canalul meu dacă ești pasionat de cinematografie, dar eu voi pregăti pentru tine cele mai interesante topuri tematice și noutăți din lumea filmelor. Deci, să începem! Gambitul Dummy. Cred că nimeni nu se aștepta că una din cele mai reușite miniserii din 2020 va fi despre șah. Noua producție de la Netflix este cel mai de succes proiect lansat de până acum pe această platformă de streaming și în primele 4 săptămâni a strâns o audiență de 62 de milioane de spectatori. Și nu doar oamenii de rând au apreciat această serie. Criticii au primit foarte călduros prestația actriței Anna Taylor-Joy, care a interpretat rolul titular. Comunitatea amatorilor de șah la fel a apreciat acest serial. În afară de recunoașterea spectatorilor, producția a primit câteva premii cinematografice importante. Popularitatea Gambitului Dummy a sporit interesul față de jocul de șah. În centrul atenției acestui serial este Beth Harmon, o fată din orfelinat, care din vârsta fragedă a devenit dependentă de tranquilizante cu care au fost dopați copiii din orfelinate, o practică răspândită în anii 50 a secolului trecut. În timpul aflării în casa de copii, Beth învață să joace șah, care curând devine o pasiune. Ulterior, după ce a fost înfiată, Beth continuă să practice acest sport și se înscrie la diverse campionate de șah pe care le câștigă cu ușurință. Cu fiecare victorie, situația financiară a tinerii se îmbunătățește, dar dependența față de droguri și alcool se agravează, ruinând viața lui Beth. Ted Lasso. Acest serial poate fi caracterizat printr-un singur cuvânt, bunătate. Este ca un masterclass care arată cum o persoană matură poate să rezolve problemele rațional prin dialog. Și chiar dacă la prima vedere face impresia că totul se va axa pe fotbal, nu este chiar așa. Desigur, acest sport este o parte componentă din istorie și vei urmări câteva secvențe cu partide jucate pe teren. Însă accentul se pune pe relațiile dintre oameni. Ted Lasso este un antrenor american practic fără experiență. Acesta este invitat în Marea Britanie pentru a pregăti o echipă de fotbal recent cumpărată de Rebecca Welton. Dorind să se răzbune pe fostul soț, Rebecca hotărăște să distrugă echipa preferată a acestuia. Astfel, ea îl angajează pe Lasso, antrenorul de fotbal american care habar nu are cu ce se mănâncă fotbalul european. Evident că noul antrenor nu are nicio autoritate. Este cu totul străin acestei lumi, dar toate deciziile și acțiunile sunt criticate de societatea care așteaptă ca intrusul să eșueze. Însă Lasso nu se lasă așa de ușor. Încrederea în forțele proprii, compasiunea și capacitatea de a valorifica potențialul fiecărui jucător îl vor ajuta în această încercare dificilă. Defending Jacob. Este o dramă criminală cu mici inserții de thriller. Criticii au afirmat că este una din cele mai bune interpretări dramatice a lui Chris Evans. Într-un orășel mic din statul Massachusetts este ucis un adolescent. Localnicii sunt terifiați de această crimă îngrozitoare. După investigațiile făcute, poliția ajunge la o concluzie stupefiantă că tânărul a fost omorât de către Jacob, feciorul procurorului. Victima învăța într-o clasă cu Jacob și între cei doi mereu se iscau motive de ceartă. Evident că această întorsătură îl năucește pe procuror, care nu crede că feciorul său ar fi capabil să înjunghie pe colegul său de clasă, lăsându-l să zacă într-o baltă de sânge. Convins că Jacob nu este vinovat, el se implică în anchetă, dorind cu orice preț să demonstreze că feciorul său nu este un ucigaș. Însă mama adolescentului nu este așa de sigură de nevinovăția copilului ei și procurorul este nevoit să balanceze între dragoste paternă și simțul justiției. Scenariștii au gândit foarte bine linia narrativă din acest serial, deoarece simțul incertitudinii va persista până la ultimul episod, dar opinia spectatorilor va oscila de la o tabără spre alta.
Nu-mi convine chestia asta. O serie originală despre și pentru adolescenți. Scurtă, dinamică, cu umor negru și o coloană sonoră excepțională. La baza istoriei au stat benzile desenate cu aceeași denumire a lui Charles Forman, de menționat că această producție are o tentă LGBT. Acțiunea se desfășoară în anii 80 și o are ca protagonistă pe Sid, o fată ordinară de 17 ani. Ca și majoritatea adolescenților de vârsta sa, Sid merge la școală pe care o urăște din toată inima și visează mai repede să scape de lecțiile plictisitoare și temele pentru acasă. Nici în familie tânăra nu poate găsi o alinare. Tatăl său, fostul militar, s-a sinucis, ceea ce și mai mult a complicat viața adolescentei. Colac peste pupăză. Sid înțelege că este îndrăgostită în cea mai bună prietenă. Toate aceste lovituri emoționale provoacă crize de furie. Într-o zi, adolescenta se sesizează că furia sa nu este una obișnuită, ci mai degrabă se manifestă ca o putere telechineză extrem de periculoasă, care crește exponențial și Sid tot mai greu deține controlul asupra acestei abilități supranaturale. Little Fire Everywhere. Cred că fiecare spectator va aborda acest serial în mod individual. Unii vor sublinia istoria mamei solitare care încearcă să ofere copilului o viață mai bună. Alții vor sesiza ideile antirasiste prezente în majoritatea producțiilor de acum. Altcineva va accentua relația dificilă dintre părinți și copii adolescenți. Acest miniserial cu Reese Witherspoon și Kerry Washington în rolurile titulare ne va relata despre Elena Richardson, o soție și mamă model, care supraveghează ordinea nu doar în familia sa, dar și în orașul în care trăiește. Însă viața ideală a acestei femei exemplare se schimbă radical atunci când în orășelul său se mută Mia Oren, o pictoriță cu viziuni independente care nu dorește să se confirme cu obiceiurile stabilite aici. Îi place să trăiască în rolotă și să facă totul ce trece prin cap, fără a ține cont de regulile general acceptate de locuitorii locali. Comportamentul lui Mia, dar și refuzul categoric de a se supune uzoanțelor din oraș, o scandalizează pe doamna Richardson. Cu toate acestea, Elena încearcă să o ajute pe Mia și pe fiica acestei. Însă relațiile dintre cele două femei oricum se deteriorează, ceea ce va aduce la un deznodământ imprevizibil. White House Farm. Este o dramă criminală inspirată din evenimentele reale care au avut loc în Marea Britanie în august 1985. Această tragedie a împărțit societatea în două tabere și rămâne până în prezent una din cele mai misterioase și contradictorii crime săvârșite pe pământul englez. Noaptea târziu, în poliție sună telefonul. Tânărul Jeremy Bumper anunță că a fost apelat de tatăl său, care i-a spus că Sheila, sora sa bolnavă de schizofrenie, are de gând să facă ceva îngrozitor. Ajunși la fața locului, polițiștii găsesc 5 cadavre, părinții lui Jeremy, Sheila și feciorii gemene acesteia. A doua zi, localnicii urmăresc cu stupoare știrile din care află despre această crimă odioasă. Toți îl compătimesc pe tânărul rămas orfan care trece prin aceste încercări terifiante. Polițiștii lansează o versiune că Sheila, fiind într-o criză de furie amplificată de boala sa, și-a omorât părinții și copiii după ce s-a sinucis. Însă, pe măsură ce ancheta avansează, apar tot mai multe probe divergente care se bat cap în cap cu mărturiile lui Jeremy, ceea ce îl transformă în principalul bănuit în comiterea acestor omoruri îngrozitoare. Cam atât pentru azi. Scrie în comentarii dacă ai văzut careva din serialele de mai sus și dacă da, ce impresii ți-au lăsat. Nu uita să dai un like acestui video dacă ți-a plăcut și să te abonezi pe canalul meu. Dacă nu vrei să ratezi alte videouri interesante cu topuri tematice sau știri din lumea filmelor, fă click pe clopoțel și ne auzim în videoul următor.